Adică mai mare decât o turtă mică. Păi iau mai multe, că îi fac ziua și cu ceilalți copii și le dau și lor. Chiar dacă nu sunt toți ca băiatul meu, le dau și lor. Cum ar veni cât un coteț mic să fie 20, cât ar încăpea într-un coteț. Cam așa aș face. Drăgea, Ralu și Bogdan îți pregătesc un matinal solubil 3 în 1. Here we go! Numai la Pro FM. Este luni și noi lunea facem comandă specială. Ei, comandă specială. Comandă specialmente Bogdan Drăcea astăzi, care trebuie să folosească obligatoriu 5 cuvinte în următoarea conversație, yes, cu o victimă care colaterală. Ce urmează, da. 5 cuvinte obligatorii în discuția asta. Dacă Drăcea reușește să poarte conversația cu făcătorii de minuni din turtă dulce fără să îi se închidă, job done. A trecut testul. Ai cuvintele. Cele mai cretine cuvinte aici. Ai așa, Drăcea. Aluminiu. Coteț. Prinț. Alergie. Sare. Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Aș vrea să dau și eu o comandă. Am sunat bine la dumneavoastră, nu? Da. Da, perfect. Voiam să vă întreb, cumva puteți să faceți și turtă dulce personalizată, dar de dimensiune mai mare? Chiar însemna mai mare. Adică mai mare decât o turtă mică. Nu știu, să fie așa, cât mai mare decât palma. Da. Da, se poate? Bun. Da. Vreau să fac pentru ziua băiatului meu. Eu am așa o glumă cu el, îi zic mereu prințul și voiam să vă întreb dacă se poate face o turtă dulce în formă de prinț. Nu trebuie să fie detaliile bine așa pe față, dar să aducă cât de cât. Da, dar nu putem face o bucată. Dar câte puteți face? Sau cum trebuie făcut? Păi facem cantități destul de mari. Pentru a avea, nu avem nici măcar decupator în formă de prinț. Păi și cât? Păi iau mai multe, că îi fac ziua și cu ceilalți copii și le dau și lor. Chiar dacă nu sunt toți ca băiatul meu, le dau și lor. Am înțeles, dar nu... Pentru când aveți nevoie? Pentru ianuarie. Am zis să sun din timp. Am înțeles. Adică la... nu, da, vă dați seama. Da, nu, mă gândeam că acum. Nu. Ce am face, da, să facem o turtă dulce rotundă și să punem o imagine cu un prinț pe ea. A, merge. Și mai voiam să vă întreb, nu... O imagine comestibilă. Da, nu-i problemă. Da, conține cumva, puneți și sare, că eu am alergie la sare. Sare conține orice produs de cofetărie. Și nu s-ar putea fără, presupun, nu? Acum, ideea e că depinde de cantitate. Noi facem cantități destul de mari. E foarte greu doar într-o mică compoziție să scoatem sarea. A, nu, atunci a lăsat și cu sarea, așa, e ok. Dar nu are adaus mare de sare, adică e... A, e ok, ia o pastilă preventivă, oricum și aia, ca să nu, să nu fie problemă, că la copii nu cred că e mai mult la mine, cred că e problemă. Câte ar trebui să fie minim așa pentru comandă? Câte bucăți? Păi, bucata e 14 lei. Așa. Și ar trebui să fie măcar, nu știu, 10-20 de bucăți. Deci vreo 400 de lei, am înțeles. Ok. Cam, vin în ceva? Aveți folii transparente sau folii de aluminiu? Nu, în punguță de celofan, valată individual. A, am înțeles. Bun, păi atunci haideți că o să facem așa, dacă zice 10-20, să iau cât, cum ar veni cât un coteț mic, să fie 20, cât ar încăpea într-un coteț, cam așa aș face. Un coteț? Nu, zic așa, ca idee, câtă cantitate ar încăpea într-un coteț, vă dați seama, nu, zic 30, cam 30, așa. Da, ideea e, vă hotărâți, îmi trimiteți imaginea și... Stabilim toate detaliile, da? Perfect, da, e foarte bine, așa facem. Cum vă... două secunde, cum vă numiți? Asta era glumă. Bine. Por la treabă. Drăcea, Ralu și Bogdan de la Pro FM vă deranjează. Stați un pic, stați în direct cu noi. Nu fugiți. Așa. Dimineața, nu fug. Da. Aveți o răbdare de fier. De asta e. Eram curios cum vă numiți, să vă zicem și pe nume. Omulețul cu bască roșie, puteți să-mi spuneți. Omulețul cu bască roșie. Deci aveți, nu că răbdare de fier, răbdare de aluminiu. De campion. Folosesc cuvântul, da, de mai devreme. Deci colegul meu, Bogdan Drăcea, aici de față, a avut de sunat la o fabrică de turtă dulce, ca să zic așa, să folosească 5 cuvinte în conversație fără să-i se închidă. A reușit! Aluminiu, coteț, prinț, alergie, sare.
Le-a bifat pe toate. Ați fost foarte drăguți, vă mulțumim. Vă aștept și la casa de tur de Duce în Brașov să și gustați. Asta zic, perfect, dacă ajungem, venim. Să știm măcar unde vă găsim. Vă mulțumim frumos pentru răbdare, da, și să vă ajute Dumnezeu. De Duce în Brașov, vă aștept. Să vă ajute cu clienții. E complicat cu clienții câteodată? Trebuie să te adaptezi solicitărilor fiecăruia. Uite ce, deci, ce răspuns de PR. Deci, gata, practic, v-am mai sunat tâmpiți ca mine. Ce să ne mai mințim acum? Nu, pe noi nu ne sună tâmpiți, ne sună doar clienți. Foarte propri. Are felul lui. Da. Doleanțele lui. Pro FM. Open Radio.